Alo, bună dimineața! V-ați trezit să rămână, mă auziți? Că nu vă aud. Alo! A. Da, eu vă aud, doamnă, mă auziți? Da, doamnă, cine sunteți? Nițu Robert Gabriel, cine să fiu? Covazna 92 STR, Covazna 29 STR. Ieșim din Vernești, ne îndreptăm către Buzău. Omul are supratonaj și ce mai are? Vă rog frumos, este chiar firma celui care i-a căzut lemnul în parbriz, cu i-a căzut atunci, pe DN10. Deci, Covazna 92 da. STR, da? STR, Sterian, Traian și Robert. 92 STR, 29 STR, sunt în spatele lui, ieșim din Vernești către Buzău. Haideți, vă rog frumos, ca să nu se poate așa ceva. Să rămână. Luați numărul meu de telefon, dacă v-a apărut și dați la poliție, la colegi. Sigur. Da, să rămână, să rămână, să rămână. Da, bine, bine. Deci, omul este cu probleme, da? Cunoscut. Este cunoscut, nu el neapărat. Firma vorbesc, da? Permanent merge așa. Permanent merge așa. Nu mai vorbim că el a venit după un drum de 30 de tone, da? De 30 de tone a venit. Vreau să văd dacă astăzi o să fie premiat așa cum se cuvine. Pentru că astăzi am și sprijinul poliției din Buzău. Da, deci astăzi sunt cu poliția din Buzău pe traseu, ca să înțeleagă lumea. Ora 6 fără un sfert, până la ora 7 domnii de la poliția municipiului Buzău, domnii de la rutieră, transport marfă și tot așa, sunt astăzi cu mine, da, ca să înțeleagă lumea. Sunt cu mine cu două echipaje. Tocmai pentru a colabora, da, ca să vadă lumea că poliția nu este doar așa cum prezint eu în fiecare zi, mai are și altă față. Da, deci mai are și altă față. Uitați și aici, uitați-mă, fraților. Deci imposibil așa ceva. Imposibil așa ceva, imposibil. Nu știu cum să mai vorbesc. Nu se poate așa ceva. Deci omul a mers pe un drum de 30 de tone. Cu dublu, da? Deci ca să înțeleagă lumea. Cu dublu de tonaj. Aștept să vedem dacă vin astăzi domnii de la poliție, de la SCTR, de la toate ce mai fi să mai fi, că nu mai știu câte instituții sunt plătite, gardă forestieră, toate instituțiile astea care sunt plătite, regește, da? Regește sunt plătite. El săracul nu știe că este, semnalizează ca să trec eu pe lângă el, da? Uite. Acum ba pe stânga, ba pe dreapta. Nu vă spun că el cu tonajul ăsta o calcă. Da? Deci o calcă frumos. Să vedem dacă o scăpăm sau... Nu mai circulă ziua omul, că știe că sunt pe aici. El este unul dintre cei nocturni, da? Deci omul e matinal.
ce m-a deranjat la dispecerat, că nu sunt prezentat. Că așa ar fi trebuit normal. Alo, poliția, cu tare. Poliția Buzău, bună dimineața. Așa se prezintă un dispecer în... Deci omul să vede cât de București, da, cel din față de aici. Ei. Schumacher, Schumi de București. S-a băgat în față starea, nu știu de ce, că n-are tot acolo ajunge, dar mă rog, ca să mă încurci cumva, poate. Deci el pe față are 19,3 metri cubi fag. Rămâne de văzut să vedem dacă mai este nevoie să-l cupăm sau nu, să... încă n-am stat să analizez, da? Nu, de fapt pe spate are 19,3, da, și pe față 17,1. Deci el are 40 de tone, ia uitați-l, da? El are 40 de tone numai... Ia uitați și aici, nu se poate așa ceva. El are 40 de tone numai încărcătură, da? Ia uitați-l. Deci nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva. Bine, că sunt convins că o să ajungă la depozit până când vine poliția și tot așa, că la noi așa este. Până, e dimineață, până să trezesc, până își bea cafeaua, până când... Deci el trebuia să fie oprit, da? La intrare în oraș. Eu acum nu știu unde mă duc cu omul ăsta, că vă dați seama că nu o să meargă toată România ca să prindă poliția, da? Inclusiv chestiile alea cu 50, 70, 90 lipsesc, da? Să vedeți sub de tot sancțiuni care să vede că niciodată n-a fost oprit din poliție. Omul ca să, dacă îi dădea sancțiunea și era controlat și oprit, atunci automat le avea. Alo. Alo, bună dimineața. Să trăiți, ne îndreptăm către Petrom la nord, am luat-o pe variantă. Da, am luat-o pe variantă acum. Păi noi suntem de la Berga, ne-a sunat cu patrulul de la Berga. Nu v-am sunat, eu v-am sunat de la dispecerată, dacă e dimineață și doamna doarme. Haideți că sună înapoi la dispecerată, suntem de la Berga. Da, sunați dumneavoastră, sunați dumneavoastră, spuneți că ne îndreptăm către Petron, către probabil Euro 85, dacă nu să sun eu iar. Bine. Sunați dumneavoastră, da? Acum. Bine. Deci, dovada faptului că doamna dormea, da? De asta am și încercat să o trezesc cumva prin aroganța mea, că recunosc că am fost arogant cu dânsa, pentru că nu se răspunde așa. Mi-a dat seama că dormea din răspuns, da? Din primul cuvânt, de când a ridicat telefonul. Vă dați seama, mi-a dat la... Eu am spus că ieșim din Venești, ne îndreptăm către Buzău, uitați-vă pe înregistrare, da? Și... ea mi-a dat la Berga, adică la 30 de kilometri de orașul Buzău. Mai mult de atât, ce să vă mai spun, fraților, că ăsta scapă astăzi. Scapă astăzi, da? Uite. Ce să zic? N-am ce să zic, deci pe mine mă depășește chestiile astea pentru că mă depășesc chestiile astea pentru că sunt oameni plătiți, dar sunt oameni plătiți pentru toate. Poliția, adică e plăția plătită. Deși așa cum am spus astăzi, uite, da? Asta ar trebui să fie o zi specială, ca în sprijinul poliției, da? Să vedem dacă s-au trezit, că a rămas că pe la 6-7, eu am venit mai devreme puțin, că așa e. N-am mai. Uite. Da, deci nu, doarme și domnul. Da, nu, doarme. Numai că doarme. Doarme, da, deci domnul care
șeful de la rutier, care am discutat cu dânsul să avem astăzi o colaborare. Este exact domnul care l-ați văzut din clipul de pe activistul Incomod când a fost la Costești. Da? Dânsul este, din ceea ce mi-a spus, șef la poliția rutieră Buzău Transformarfă. Uite, el acum nu face altceva decât să fugă. Da? Deci el fuge acum. Uite, el fuge. Da? Nu știu cum să duci, dar fuge. Fuge cât mai departe. Cât mai departe de... Ia, să mai sunăm pe doamna de la dispecerat, că nu... Dar româna, doamnă, nu știu de ce mi-ați dat la ber, că v-ați spus că ne îndreptăm către Buzău. Acum suntem pe dig, ne ducem spre Dorobanți 2 sau ce mai fi pe acolo. Da, 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 rămâneți că vă fac legătura la poliția municipală. Dați-mi legăturile. Da. Bună dimineața, mă numesc Nițu Robert Gabriel. Domnule, sunt pe dig, ne mă îndrept către Dorobanți, spre podul de la Vadu Paci, Dorobanți 2, în fața mea, da, Covazna 92 STR, Covazna 29 STR, camion cu supratonaj, ăsta e chiar ăla care i-a căzut lemnul parbriz pe DN10, că de acolo vin cu el, tot nu mă coordonez cu doamna de la dispecerat. Haideți, vă rog eu ca să-l prindem, că omul... Pădic, ne ducem pădic, deci ne ducem către Dorobanți 2, da, pădic, am plecat de la Petrom Nord către Dorobanți 2. Haideți să-l prindem, da, cumva pe aici. Așa, vă rog, mulțumesc. Mulțumesc, da? Să trăiți, mulțumesc. Da, ia să vedem dacă, că nu prea am văzut așa bine omul. Nu știu dacă o avea, de nici centură, a? Parcă are o centură, dar trebuia mai multe. Deci omul este cel, nu omul, da, respectiv firma, da, este cea care pe DN10 o... Eu uite, a început să scoată aburi, fum. O familie din Austria, de români din Austria, a venit în concediu să... Deci cum flambează el pe aici acum. Asta se poate răsturna, deci sunt N, da? N, să vedeți câte de astea s-au răsturnat la tonajul ăsta care îl are. O familie care a venit în concediu din Austria, o să vă arăt și poza, să vedeți. De fapt, am mai arătat-o. Pur și simplu, de la un camion de acest gen supraîncărcat, ia intra lemnul în parbriz, direct în parbriz, da? Adică a avut zile de la Dumnezeu că a intrat între cele două scaune, șofer și pasager. Bineînțeles că a ajuns până în portbagaj. Dacă acel buștean ar fi căzut cu 10 cm sau cu 5, 6, 7, 8 cm în stânga sau în dreapta, l-ar fi decapitat pur și simplu pe pasagerul din autoturismul Audi, dacă nu mă înșel, a fost. Deci autoturismul familiei care finise în vacanță în România. Ce mai vacanță, săracii, că au făcut atac de panică numai din ceea ce, fără să, deci nu i-au atins, nu s-a întâmplat nimic practic, vorbind de vătămări corporale sau, da, dar panica și șocul pe care l-au tras, s-au panicat, s-au îmbolnăvit pur și simplu numai de chestia asta, de șocul ăsta, da, de panica asta care... Deci eu sunt acum de, cred că 15 minute, cât îmi arată, da, 15 minute, da, de, în spatele lui, în municipiul Buzău, și noi nu reușim să-l prindem. Nu reușim să-l oprim pe omul ăsta.
Da? Așa suntem. Am sunat la domnul de la, ați văzut și voi, de la de la poliția rutieră, care trebuie să avem astăzi acțiune. Nu s-au trezit, fraților, deci nu doarme lumea. Deși am mi s-a promis sprijin total astăzi, da? Să vedem, poate mă sună până la urmă. Ce mulți polițiști mă sună pe mine cu număr privat, băi frate, deci așa ceva nu se poate, nu se poate, dar eu trebuie să vorbesc numai cu număr privat, ca să, așa mă sună ei polițiștii, da? Nu știu de ce sună ei cu număr privat când au telefoane și sunt telefoanele instituției, da? Numerele și toate astea. A încercat cineva să mă sune cu privat. Păi eu răspund la private. Păi, deși nu dau niciodată numărul telefon ca să-l dau că-l vreau, eu îl dau pentru că se mai întâmplă să mai dau la poliție și mă sună toată lumea. Toată mă sună cu privat. Bine, ăștia care știți voi, care sunt deranjați de activitatea mea. Nu se poate așa ceva. Deci nu se poate așa ceva. O să iasă și de aici, da? O să iasă și o să ne îndreptăm către, dacă ne mai e dreptul, dacă nu, o să le depoziteze, o să iei depozit. Că aici este problema, în aplicații nu este transparență, că de asta trebuie să candideze și cineva dintre activiștii ăștia, să știu despre ce este vorba, ăștia care au lucrat după oamenii ăștia cinstiți și au făcut și ei ce au putut. Deci aici este toată treaba. Eu dacă mâine aș fi într-o funcție publică, iar tot cu primul. Alo. Alo, bună dimineața. Bună dimineața. La poliție vă deranjez, de la poliția municipului Buzău. Da, da. Am înțeles că sunteți cu o situație cu un transport de lemne. Puteți să mă... Da. Sunt în pădic, mă drept către Dorobanți 2. Probabil o ia spre Metalurgica Brăila, dacă nu spre Vadu Pas o ia, una dintre astea două. Sunteți pe DIC acum? Da, acum nu mai avem mult, urmează să ajungem aici, la Pola Vadu Pași. Dar pe partea aia unde, deci unde se lucrează, nu am ajuns să trecem podul sau să te mâncă pe DIC. Nu știu ce direcție luau, dar n-are pe o să o ia decât ori spre Metalurgica, ori spre, deci ori spre Brăila sau așa, ori spre Vadu Pași. Deci eu acum am intrat din Dorobanți, între lucrările astea. Bun, haideți să vedem, stați în telefon, că îl prindem dacă sunteți acolo, că acum face omul dreapta să ajungă acolo unde... Ok, chiar îmi devinte am da. Să vă manifestați față de el, să puteți să mă lăsați să-mi desfășor activitățile, ok, da? Da, domnule, adică am eu umblu după el de două ore și... Tocmai de aia, dar fie măcar să fie treaba bună. Da. Bun, stați în telefon, că vă că am sunat și cu privat și nu pot să vă sun. Da, haideți că omul acum a luat-o în stânga, deci că se lucrează, e blocat drumul aici, chiar pe sub podul, la Vadu Pași. Pe sub podul de cale ferată, de la Vadu Pași. Deci acum acolo a făcut stânga, că nu poate să mai ia, că drumul ăla a zis dumneavoastră, că e în lucru acolo. Am înțeles. Ia să vedem, a luat-o pe aici, pe sub, da, ca ajunge la stația de epurare, omul, acolo trebuie să ajungă. Pe partea cealaltă, deci el trece acum pe sub pod. Am observat, acum intru și eu dreapta. Dacă ați observat, veniți după noi, sau? Intru.
credeți că v-am văzut, sunteți în spatele meu. Gata. A dat Dumnezeu. Profesionist până la capăt, da? Deci omul ăsta cu camionul ăsta frumos așa, pentru că el a luat-o pe un drum pe aici pe care nu cunoaște nimeni, da? Nu cunoaște nimeni. Drumul ăsta se mai numește drumul hoților, da? Deci așa se mai numește el, drumul hoților. O Kingă, două, 3 și 4. Da, deci trebuiau 3 pe spate. Are, uite, are. Asta le-a, de când i-a intrat lemnul parbriz, că i-a intrat, și-a pus 5, da. Tot așa umbl încărcat, bineînțeles că el a venit după un drum. Da, deci aici și-a pus 50, 70, 90. S-a uitat pe la clipă, dar n-a pus pe remorcă. O să vedeți și toată isprava lor cu... I-a căzut și actrii pe jos cu acel incident în care i s-a spart parbrizul domnului care a venit în vacanță și au fost oamenii șocați, panicați de ceea ce se petrece în România. Da. O să solicitez ECTR-ul, da? Dacă nu, domnul ăsta care mi-a spus el mie că să-l las eu să lucreze, o să-i spun eu acum și cadrul legal privind imobilizarea ansamblului, da? Că până acum am făcut la plângeri la parchet de m-am săturat eu. El, camionul ăsta, n-ar trebui să mai plece de aici decât cu marfa la jumătate, da? Ca să înțeleagă toată lumea. Așa ceva nu este admis pe drumurile publice. O să vă arăt să vedeți și isprava lui. Bine, nu știu dacă e același, chiar același camion sau posibil să fie chiar același, nu știu. Dar e aceeași firmă, da? De mult i-am luat în vizor, exact din ziua când a intrat lemnul în parbriz. Da, chiar de atunci, din ziua aia. Domnul polițist, eu vă solicit ECTR-ul. Pentru asta am dat telefon la poliție, da? Și pe spate să-l sancționați că n-are chestiile aia cu 50, 70, 90 pe remorcă. Dar nu sunt. Alea sancțiuni dați dumneavoastră. Și ECTR-ul are supratonaj. Ăsta e chiar ăla care a intrat lemnul în parbriz în vara asta care a trecut, omului care a venit din Austria. Ea e chiar aceeași firmă. Și tonul, deci el are 60 de tone și a venit pe un drum de 30 pe, de la Sita Buzăului, de acolo, pe Siriu. Ia să vedem dacă inconștienți, da, deci banii le-au luat ochii. Banii, ce vă faceți voi fără bani acum? Ce vă faceți voi fără? Voi sunteți firma aia care i-a intrat lemnul parbriz omului ăluia și tu acum mergi la fel, adică n-ai nicio treabă. Mergi cu 60 de toni pe un drum de 30 de unde ai venit de acolo. Ca așa v-ați învățat, banii, banul se iasă, banul. Da, asta este firma voastră, da?
Da, da, asta e firma voastră. Cum să mă duc de aici? Cum să mă duc de aici? Tu ai nebun la cap? Păi stai să vezi că n-am avut timp de voi. Dar și eu ți-am vorbit frumos, n-am avut timp de voi. Da, profesioniști. N-are ei treabă. Nu vă interesează să mai răstoarnă remorcile, că le intre lemni în parbriz de la oameni. Nu vă mai interesează pe voi. Da, nu mă mai interesează. În noaptea aia când au venit ăștia de la garda forestieră, de la ce au mai venit, dar când a fost cu lemnul parbriz, că a rămas imobilizat camionul, remorca, au mai venit și ei cu alții de-ai lor de acolo să mai care din ele. Acum ce să mai care, că nu mai are ce să care aici. Da, că ăla a rămas peste noapte. Nu, toată vina o are ISCTR-ul, da? ISCTR-ul, fraților. ISCTR-ul și poliția, bineînțeles, că a trebuit să fie în colaborare cu poliția. Ia uitați aici, da? Deci, se iartă omului să vadă. Poza asta, o știi? Poza asta cu lemnul. Da, nu știi el. Și eu arăt, uite, poza cu lemnul. Da? N-are mă treabă. Deci, cam așa arăta, da? O să mă uit și... Deci, ca să vedeți că nu mint, da? Chiar frații noștri de la diaspora europeană au pus și... Da, deci 93 STR. Ăsta are 92, da? Deci este aceeași afaceri. Da, Covazna 58 STR, da, și deci Teliu Brașov, da? Vorbim de Cubaj. 93 STR. Deci 93 STR și ăsta are 92. De aia v-am spus că este aceeași firmă. Oamenii sunt permanent. Ia uitați aici. Sunt permanent cu supratonaj. Ia uitați cum a intrat omul ăstuia. Ideea este că ceea ce nu se vede în fotografie, acest buștean a intrat până aproape de portbagaj, da? Deci a trecut printre cele două scaune ale șoferului și al pasagerului și a ajuns în spate. Norocul lor a fost și soarta lor de la Dumnezeu că a intrat exact între scaune. Altfel i-ar fi decapitat. Da? Uite. Pe DN10. De unde vine el acum? Deci el tot după drumul ăla vine. Păi dacă pe el niciodată nu a avut treabă cu ISCTR-ul, cu poliția, cu ăștia, normal să vină tot așa. Nu vedeți că tot așa vine? El n-are treabă, mă, frate. El n-are treabă cu chestiile astea. El n-are treabă cu chestiile astea. Uite-l. Cum a fost el în ziua respectivă, da? La fel. Deci la fel, da? Covazna 93 STR. Și de acolo s-a desprins și i-a rupt ce a avut să-i rupă. Bine că el, eu de mult stau după ei, dar n-am avut cum să-i prind, să-l... N-am avut. Ce să mai... Profesioniști oameni. N-am avut pentru că... Ba... ba trebuia să intri în fabrică la reci, ba nu știu pe unde am mai fost și n-aveam cum să întorc. De asta, dar acum ei, cât vor fi ei, ăștia STR-ul ăsta, cine vor fi ăștia din Covazna, cât vor fi ei și eu cât timp voi trăi în viața asta, datorită faptului că au făcut ceea ce au făcut și ați văzut și voi ce s-a întâmplat cu lemnul parbriz și așa, ei vor fi întotdeauna vor fi privilegiați, ca să spunem așa, adică vor fi prioritari în acțiunile mele. Da, evit, îi las pe alții și le iau pe Domnul că este cu vechime în ceea ce face, da? În ceea ce face, adică
bătaia asta de joc și conștiința asta pe care o manifestă asupra tuturor cetățenilor, da? Participați la trafic, oricui mi se poate întâmpla ceea ce s-a întâmplat cu... Dar totuși o să văd acum dacă să mă uit puțin mai atent, da? Să vedem dacă va trebui cumbat tot ceea ce este aici. Ia, chiar acum mă sună de la poliție. Bună dimineața! Unde ești? Unde ești? În ce loc? Am trimis locația, da? Deci este chiar ăla care i-a căzut lemnul în parbriz. A venit și poliția, dar solicită SCTR-ul să vină să... să ăsta la jumătate trebuie dus aici, că are 40 de toni numai încărcătura. Și a venit de la Siriu, de acolo, de la Sita Buzău, a trecut pe drumul ăla de 30 și după aia 40, tot așa. Dar el are 60 de toni aici. O să mă uit mai atent și la Cubaș dacă va fi nevoie să vină și garda forestieră să-l cubeze. Pe Supod, la Vadupaș, pe Supod, la Vadupaș, pe Dig, am venit pe Dig și stânga, că se lucrează pe drumul ăla. După DN10 vin cu el. Hai, ok. Gata, ok. Deci, așa cum v-am spus, fraților, astăzi este o zi specială, o să vedeți. O zi care este ceva nemai întâlnit. Poliția Buzău în acțiune cu activistul Buzoia, în acțiune comună. Ați văzut, da? Tocmai domnul care de la rutieră. Am discutat cu dânsul, am explicat toată situația asta în care sunt atâtea camioane cu lemne și nu să mai termină niciodată cu ei. Să colaborăm cumva, să vedem, da? Mă bucur că sunt sprijinit de poliție. Asta e singura șansă să putem să mai schimbăm ceva. O să mă uit atent la Cubaș și vă spun imediat dacă solicităm sau nu garda forestieră, da? Da, nu mai este nevoie de niciun Cubaș, este un lemn de foc care e cu semnul întrebării și nici nu are sens, nu-i nimic, adică să bată la ochi. Dar el nu are voie să ducă cât, da? Dacă pădurile astea s-ar căra la jumătate, nici ritmul ăsta n-ar fi atât de alert. Adică am mai avea și noi păduri, ne-ar mai rămâne câte ceva, da? Din jumătate nu s-ar mai tăia. Pur și simplu, dacă ei aduce la jumătate, jumătate din păduri nu s-ar mai tăia, ceea ce este enorm, da? Enorm. Numai că ISCTR-ul nu s-a trezit, prea dimineață, ați văzut și voi, pe la poliție, de la despecerat, m-a trimis la 30 de kilometri, deci toată lumea dimineața la ora 5 doarme, da? Doarme în sensul că doarme în picioare sau doarme pe scaun sau cum doarme, că oboseala își pune cuvântul. Gata, vin și domnii. Le-am spus să nu își ia un autoturism inscripționat, dar să nu vină cu autoturism inscripționat, pentru că așa nu o să mai faci nimic. Are și laptop pentru domnul cardul tahograf și tot ce am mai avut el pe acolo. O să fie o surpriză, pentru că el nu știe, da, deci omul nu știe că domnul polițist vine pregătit astăzi, da? Nu știe. Da. Bună dimineața! Ia vedeți că te lipsește. Ce tahograf aveți? Digital? Scoateți un bol pe ziua de azi și după aia dați și mie cardul din aparatul tahograf, vă rog frumos. Deci omul a venit după drumul ăla de 30 de toni cu 55-60 și n-are pe spatele cu 50-70-90. Dar să vină ISCTR-ul și să-l cântărească, da? Să-l cântărească, să-l ducă jumătate din ele, să-i dea amendă, să ia numerele. El n-are voie să mai circule din poziția asta care este aici. Nu a fost verificat aviz.
cred că l-au verificat colegi. Nu. Da, este, nu e în regulă. El în regulă cu cubajul, cu astea în regulă cu toate, omul, nu e problemă. Dar ăsta este chiar cel care i-a intrat în lemnul parbriz. Adică nu el. Firma, deci sunt aceea, este aceeași firmă care vă arăt acum poze să vedeți. Înțeles. Deci același număr de matriculare care trebuie în un parbriz cetățeanului care vine în Austria să primi în România. Da. Tot pe DN10. Și el tot pe acolo vine așa, după cum se vede. Cu încărcătura asta vine el. Rămâneți la mașină, mă duc să vă fac o verificare la car. O să vă arăt între timp și o filmare din Germania pe care am primit-o recent acum de la urmăritorii mei fideli. Da, deci ca să vedeți și voi cum este în Germania, că dacă îi arăt omului ăsta cum este în Germania, să supără pe mine, dar eu vă arăt vouă, nu iară lui, da? Nu iară lui, vă arăt vouă, da? Ia. Vreau să-ți arăt și eu cum îmi duc oamenii ăștia lemnele prin Italia. În Italia, da? Uite, în Italia cum se duc. Foarte mult. Uite. Dați aici ca să ne înțelegem. Voi vă dați seama? La jumătate ca România. Exact la jumătate. Un pic mai mult. Așa trebuie să ducă și la noi. Da. O zi bună îți doresc. Da, și uitați-vă la noi ce aici. Ia, încă o dată. Ca să vedeți diferența. Ia. E salut cu respect, domnul Gabi. Diferența între ce duc ăștia în Italia și ce se vede aici. Vă urmăresc foarte mult. Uitați aici ca să ne înțelegem. Deci să zicem că e... Exact jumătate din acest ansamblu de camion și rămân. Da, da, jumătate dintre ăsta care e aici la noi. O zi bună, îți doresc. Da, deci jumătate din... Salut, cu respect, domnul Gabi. Uite. Vreau să-ți arăt și eu cum duc oamenii ăștia lemnele prin Italia. Vă urmăresc foarte mult. Uitați aici ca să ne înțelegem. Deci să zicem că e la jumătate ca România. Da, deci jumătate din marfă. Jumătate din marfă. Astăzi s-a împlinit un vis domnului care în fiecare zi el așa circulă, da, cum am uitat pe avizile lui. El întotdeauna merge exact regulamentar, ca și astăzi, da? Dar dacă nu are ce să stea de capul lui, de-aia circul la 4-5 dimineața, la 5-6 se schimbă poliția, au schimbul ăla de turii. Știe ceva, adică nu vine pe aici, pe sub pod, pe astea, pe sub... Da, pe DN10 nu deranjează nimeni, că toată lumea doarme. Da. Ei sunt... firma firmelor, da? Care aruncă cu lemne în parbrizile cetățenilor, da? Firma asta, nu domnul șofer, n-avem treabă cu el, firma, da? Nu știu care fi fost în ziua aia, da? Și el e tot în aceea situație că nu i s-a întâmplat lui, asta este altceva, dar poate să-i se întâmple. Cum de altfel s-a întâmplat, da? Ia uitați aici, da? Deci pozii false, ca să vedeți și voi, da? Pozii false, da? Așa arată o poză falsă, făcută după un telefon pe altul, da? Cu aviz cu tot. N-au, e treabă, mă, nu-i verific nimic pe ăștia. Ia uitați aici. Da, pozii false făcute. Deci, numai așa sunt. Uite, pozii false.
mă bunește și râsul când văd așa ceva. Deci, pozi falsi. Da. Ăștia sunt profesioniștii pe care nu-i verifică nimeni. La noi, în România, dacă nu stăm noi să ne uităm după fiecare camion de ăsta, n-are cine să stea. Pur și simplu n-are cine să stea, da? Da. Haideți să vă arăt și articolul și legea, da? Ca să vedeți exact. Când am spus ultima dată polițiștilor de la Siriu, cu cel care ieșit janta afară să imobilizeze camionul, dânsii i-au luat certificatul de matriculare și le-au dat cu drept de circulație. Adică, pur și simplu, n-au făcut nimic. Niște amenzi, bine, de vreo 4-5.000 de lei ce am calculat eu câte defecte a avut acea cataractă. Și cu drept de circulație în 15 zile. Drept de circulație pentru ce? Că nu mai avea voie să mai plece de acolo cu încărcătura care o avea. N-au venit secetăriști în acel moment, nicio problemă. Legea, vorbind de ordonanța OG195/2002, articolul 117, aliniatul 1, litera C. Da? Deci dacă noi căutăm, obligația polițistului este să imobilizeze până când vin secetăriștii. A doua zi dimineață, cum s-a întâmplat și la întosura Buzolului cu acel camion tot de Covazna, jmecherașul cu Leo, da? Păcat că nu e și de la Strehaia. Deci, oamenii ăștia niciodată n-or să facă ceea ce trebuie să facă dacă nu stă nimeni de capul lor. Haideți să vă arăt și legea în care spune că ei trebuie să imobilizeze. Și ați văzut câte camioane au fost lăsate de polițiști pe care eu le-am oprit și le-am solicitat să vină secetăriu, că aveau supratonaj. Câte camioane, da? Câte camioane au fost. Și ei, cu de la ei puterii, le-au lăsat și au creat un prejudiciu asupra bugetului de stat, da? Da? Deci astea sunt acuzații mele care am dus la fiecare la parchet. Toți care au lăsat așa ceva să circule după acțiunea mea și după reclamația mea și au spus ei că are voie să circule, că nu vin secetăriștii, când spuneau ei că până la orele 14, programul până la orele 16 și că ei n-au ce să facă. După care, ca să-și completeze fișa de intervenții de 112, mi-au dat mie sancțiuni pentru apel nejustificabil. Nu-i nicio problemă, acele sancțiuni sunt în instanță, după ce le voi câștiga, mă voi întreba împotriva lor în judecată, inclusiv au plângeri penale pentru speța, da? Despre care v-am vorbit, dar absolut toți polițiștii care au lăsat, da, deci absolut toți, nu există niciunul să n-aibă plângeri penale din care vedeți în clipul că au lăsat așa ceva după intervenția mea să circule. Vă mai spun încă o dată, OG 195/2002, articolul 117, aliniatul 1, litera C, da, deci spune sub de clar că polițistul trebuie să imobilizeze, sub nicio formă nu are voie să îl mai lase să mai circule așa cum vrea el. E, dacă legea, deci cu alte cuvinte, avem și legi. Nu trebuie să stau să mă luc cu poliția, că nu-și face treaba, cu polițiștii care nu-și fac treaba. Creează un prejudiciu asupra bugetului de stat. 2. Favorizează făptuitorul, da? Articolul 269 din codul penal, pentru că el a fost lăsat și să plece, favorizat, da? Deși avea cadrul legal și la solicitarea mea, tocmai ca să imobilizeze, să-l cântărească a doua zi, și banii aia care trebuia să intre în vistieria statului, să intre în vistieria statului. Chiar dacă prima dată e 5.000, a doua sau a treia sunt mult mai mari sancțiunile. Dacă nu mă înșel, poate merge chiar până la ridicarea licenței. Da? Și sancțiunile, dacă, nu știu, în decurs de un an, poate să fie și până la 1.000.000. Ideea este că atât timp cât polițiștii lasă așa ceva să circule pe drumul public, nu mai vorbim că lasă după ce eu fac sesizare, nu mai vorbim că trec pe lângă oamenii ăștia și să fac că nu-i văd. Dacă îi dă vreo sancțiune de ce le mai găsesc ei sau ce nu le mai găsesc, sau dacă nu dă mii și ei s-au spălat pe mâini și au făcut treaba. Repet, favorizarea făptuitorului, neîndeplinirea atribuțiunilor de serviciu, prejudicierea bugetului statului, da? Deci sunt acuzații grave pe care le-am formulat la parchet pentru absolut toți poziștii care au lăsat în urma acțiunilor mele, de fapt,
să circule așa ceva pe drumul public, chiar dacă au dat sancțiuni. Eu am solicitat cu totul altceva, să vină ISCT-riștii tocmai pentru a nu mai pune în pericol siguranța traficului rutier, așa cum domnul, colegul sau poate chiar el a fost, s-a întâmplat în acea zi în care a intrat lemnul în parbriz. Ca să fiu cât mai convingător, să nu credeți că fac divertisment sau spun aberații, să vă arăt cu articol, cu legii, cu absolut tot, care era obligația lor, da, prin care trebuie să imobilizeze ansamblul până la sosirea ISCTR-ului, da? Deci se pune destul de clar în OG 195 pe 2002, așa cum am spus, articolul 17, alineatul 1, litera C, da? Litera C. Deci spune destul de clar, răspundere contravențională, da? Și aici spune imobilizarea unui vehicul se dispune de către polițistul rutier în cazul săvârșirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre următoarele fapte. Și aici la ce, dacă ne uităm, conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase ori, atenție, ori cu gabarite și sau mase depășite, da? Deci spune destul de clar că el trebuie imobilizat. Deci atunci se imobilizează când acest mastodon circulă cu gabarit sau cu masă depășită, da? Deci în caz de față cu masă depășită, cu gabarit, cu ce vreți voi, el trebuie imobilizat, da? Deci imobilizarea unui vehicul. Deci polițistul trebuie să dispună imobilizat de către, da? De către polițistul rutier, el atunci când șoferul a săvârșit această faptă, da? Deci supratonajul, da? Masă depășită, gabarit depășit. Și atunci este tot de clar că avem și cadrul legal, numai că în majoritatea cazurilor, după cum ați văzut, polițiștii s-au crezut mai tare ca legea, da? Și ca atribuțiuni de serviciu pe care le au ei. Ăștia sunt alți oameni care circulă cu fier vechi, da? Ei cu fierul vechi sunt. Nu sunt... bine, este gol acum, dar i-am mai verificat permanent și oamenii ăștia tot cam așa ceva, tot cam cu supratonaj circulă. Sunt în aceeași oală, numai că nu au făcut victime până acum. Referitor la conversația, prima conversație între mine și domnul polițist, care părea traumatizat că nu îi las să-și facă treaba ca zice, a spus, rugămintea mea este să mă lăsați să-mi fac treaba. Eu nu știu ce impresii și-au făcut polițiștii ăștia din România despre mine, că eu nu i-aș lăsa să-și facă treaba. Dacă voi vedeți așa ceva, că eu nu las un polițist să-și facă treaba, dați-mi în comentarii, în like-uri, în ce vreți voi, în dislike-uri și spuneți-mi, poate eu nu înțeleg, dar intenția mea și scopul meu este să las să-și facă treaba, numai că după precipitarea lucrurilor, așa cum s-a văzut, că ei sunt cei care îi lasă pe oamenii ăsta să circule în continuare și îmi spun că la ore 14-16 nu au programe secetăriști și tot așa și în continuare pun în pericol siguranța traficului rutier, demonstrează că nu-și fac treaba. Faptul că ei nu-și fac treaba nu înseamnă că eu îi nu las să-și facă treaba. Deci faptul că unii dintre polițiști nu își fac treaba, asta nu înseamnă că eu practic nu-i las să-și facă treaba. De ce la Covazna, la întorsura Buzăului, a fost imobilizat, s-a ținut până a doua zi, s-a aplicat legea. Și aici nu se poate imobiliza. Automat, sunt două variante. Ori ăia de acolo au greșit, ori ăștia de aici la Buzău nu-și fac treaba. Și după atâta vreme am aflat de fapt că ăștia de la Buzău nu și-au făcut treaba și nu-și fac treaba. Da? Nu ai cum să lași un asemenea mastodont să circule cu tonajul pe care l-ați văzut. Atât e cât tu poți să-l imobilizezi până a doua zi, până când vin ISCT-riștii. Deci n-ai cum să-l lași. N-ai cum. Nu există absolut nimic să scuzi chestia asta. Să vă alunez.
Da. Alte materiale sau toate datele care sunt din se vor verifica și de către persoane abilitate în situația în care apar neconcordanțe sau alte aspecte care nu sunt corecte, de sistema și se pot lua materiale ulterioare, în termen legal. Da. Pot lua la asta. Da? La conducătura auto, se dat pe fiecare în parte, după care rămâne să vă lămuriți cu colegii. Faptul că domnul de la Poliția Rutieră Buzău, da, care cunoașteți, a dorit să colaborăm, este cel mai bun lucru pe care l-am întâlnit în ultimii 7 ani de când mă ocup cu această activitate. Deci este cel mai bun lucru pe care l-am întâlnit. Faptul că poliția din Buzău și domnul respectiv care l-ați văzut dorește să avem acțiuni împreună, să prezentăm publicului că și poliția poate să-și facă treaba. Este cel mai bun lucru. Pur și simplu eu mi-am atins scopul, da? Cu acest mod de a colabora cu poliția și a explica mai pe îndelete ceea ce trebuie să facă, ca să nu mai existe plângeri din partea mea pentru dânsii și războaie și toate chestia astea, că nu duc un război cu absolut nimeni. Ia să vedem ce... Legat de 28 de zile datele, ați primit o amendă pe firmă de 4.000 de lei, da? Da? Și aveți acest bon, l-am ștampilat, da, l-a arătat, da, da, la următorul control. Da. Da? Da. Sunteți de acord să facem o cântărire a mașinii? Nu. Nu sunteți de acord? Nu. Puteți să sancționați, da? Chiar dumneavoastră. O să primiți atunci o sancțiune? Da. O mai întreb o dată, cu subiect și predicat. Vreți să mergem la Costești să cântărim mașina? Deci nu sunteți de acord, da? Bun, da. Așteptați să vină la dumneavoastră documentele și procesul. Cât este mulțumesc pentru că nu vrea să cântărească, cât este sancțiunea? Acum o să, da, bine, ok. Da, da, trebuie să le descarci, că stai în pericol public, adică nu știu, așa eu nu văd să mai meargă pe drum. La cât e... Imediat vine la dumneavoastră. Da, da. Faptul că refuză cântarul nu-i dă dreptul să circule așa, cu tonajul ăsta. Adică el refuză cântarul, să ia numerele. Acum ISCTR-ul ar trebui să vină să ia numerele. Da? Aici este problema, că are atribuțiuni și poliția să, dacă refuză cântarul, da? Deci domnul care a venit că e cu calculatorul cu tot ce trebuie, dar nu știu dacă poate să ia numerele. Din ce știu eu, nu știu sigur dacă poate să ia. Da. Da, 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 da. Vă dau imediat. Da, da, luați aici. Da, 0767 0767 628 965 65, exact. Da, notați acum. Ce nu știu eu dacă... Așa cum spune domnul că refuză cântarul, polițistul poate să ia și el numele de matriculare și să-l oblige să ducă conform legii. Sunt de sus pentru fiecare abatere în parte, nu se da, poate nu, am inventa înțeles. Abateri, da? Nu, nu, referitor la ce... Efectuează colegul. Nu, a zis că a refuzat cântarul, o să sancționeze acum, dar ideea este că nu știu eu sigur, că știu că ISCTR-ul poate să ia numerele și să-l pună să ducă la jumătate. Nu știu dacă poliția poate să facă chestia asta după ce îl sancționează. Da, pe asta, asta vreau ca să, da. Nu, nu, nu. Dacă aveți nevoie de lămuri, la birou da, de presă, da, da. Nu, foarte da, bine da, regulat. Da, da, okay, da, la birou de presă, da. Da. Da, bine, ok, mersi. Scopul nu este să fie neapărat sancționat, scopul este ca să ducă la cât trebuie să ducă, da? Să nu cumva să mai facă vreo ispravă pe care a făcut-o și în trecut. Știam că polițistul poate să dea sancțiuni pentru refuzul de cântar
Știam și chestia asta, dar asta nu știu dacă poate să ia și numerele ei sau poate să și să-l oblige să ducă la jumătate pe ziua de astăzi, da? Că așa trebuie. Aici nu știu dacă n-are atribuțiuni polițistul să ia și numerele și să pună să ducă la jumătate. Practic am rezolvat treaba pe jumătate astăzi. Adică dacă nu-i se dă polițistului putere, nu poate să facă ceea ce a trebuit să facă, da? Să vedem, nu știu, să vedem că domnul știe mai bine și nu pot eu să... Nu am confruntat niciodată cu situația asta, da? Dar știam că poate polițistul să-l sancționeze pentru refuzul de cântar, da? Deși ISCT-ul la ora asta ar fi trebuit să vină, da? Adică la solicitarea poliției poate să vină. Nu știu, să vedem ce zice domnul polițist. Deci ca să vedeți și voi cam cum arată o remorcă de asta cu supratonaj când se răstoarnă pe drumul Republicii. Da? Cam așa arată. În casele la oameni, cu polițistul care se uită la el, cu polițiștii de fapt, că unul în dreapta, unul în stânga. Măi, oameni buni, deci polițiștii se uită la ei, la el acum, da? Deși până acum ei trebuiau să îi pună la punct. Asta este România, ce să vă mai spun? Da? Deci la Ivănești, în, nu mai știu, în Vrancea sau unde o fi. Sau, da, cred că în Vrancea. Sau Vaslui, nu mai știu pe unde este. Nu mai contează unde este, este România, da? Asta ca să vedeți și voi ce se poate întâmpla în astfel de cazuri. Și așa arată din partea asta la altă. Adică din partea pe partea unde a avut impactul, loc impactul. Ia uitați, da? Deci oamenii ăștia fac victime, fraților, victime mortale. Deci așa arată, da? Cu polițistul care dirigează circulația. Ia ascultați ce spune proprietarul casei. Noroc că nu eram în acea magazie sau pe un drum sau pe drum, pentru că nu aș fi avut nicio șansă. Vă dați seama ce greutate avea și cu ce forță a lovit remorca dacă a retezat un stâlp din beton ca pe un pai. Acum am rămas și fără electricitate, dar bine că nu a pățit nimeni nimic, spune proprietarul curții în care s-a oprit remorca. Măi, oameni buni, voi nu înțelegeți că așa ceva nu se mai poate. Deci așa ceva nu se mai poate cu șmecheri ăștia. Haideți să vedeți altă filmare din Germania acum, da? Ia! Salut, Gabi, te salut cu respect. Ia uite cum se car lemnele în Germania și uite de câte chinghi are. Chiar să fiu în dreptul lui să vezi. Deci, sunt 9 chinghi de toate. Deci 9 chinghi, da, și la jumătate, până la rocoanțe. Uitați-vă la noi cum e full omul, da? N-are nicio treabă el cu... Haideți să mai punem o dată. Imediat că s-a... Ia. Salut, Gabi, te salut cu respect. Ia uite cum se car lemnele în Germania și uite de câte chinghi are. Chiar să fiu în dreptul lui să vezi. Deci, sunt 9 chinghi de toate. Deci, diferență de la cer la pământ. Și tot șoferii profesioniști, șoferii noștri români, îmi trimit clipurile acestea pentru că nici lor nu le convine să se întâmple ceea ce se întâmplă în România, atât timp cât ei își desfășoară activitatea așa cum trebuie în Occident și la noi sunt chestii de genul pe care le-ați văzut. Haideți să vă arăt în afară de chestia asta, da? Deci pe DN10 care s-a întâmplat cu omul ăsta, cu firma asta, să vă mai arăt tot pe DN10 să vedeți imagine publice, da? Imagine publice. Uite. Să vedeți
Deci, și chiar și la știri, dacă ne uităm, da, știri din surse Buzău, spun destul de clar că un camion, da, deci la Teliu, au scăpat ca prin minune. În urmă, cu doar câteva zile, activistul buzoian, adică eu, semnala pericolul pe DN10 din cauza camioanelor care transportă ilegal și neasigurat bușteni, bineînțeles și cu supratonaj. Ilegal înseamnă supratonaj. Asta, chestia asta s-a referit articolul. Deci eu, cu câteva zile înaintea producerii acestui eveniment, am filmat, am reclamat, dar dacă polițiștii i-au lăsat să circule după intervenția mea, ce pot să le fac? Decât plângeri penale și plătesc ei victimele, da? Prin, ați văzut cum stau cu mâinile în buzunare și se uită la absolut tot ceea ce se petrece când se răstoarnă o remorcă. Uitați aici o altă, da? Ispravă care este postată de frații noștri de la diaspora europeană, Mario. Deci, uitați-vă și voi, topă de N10, cum s-a răsturnat, deci de unde vine omul ăsta tot după drumul ăla? Cum s-a răsturnat remorca și tot ca prin minune nu au fost victime. Deci și Dumnezeu ne mai protejează, dar nu la infinit. Deci vă dați seama ce fel de la ce fel de riscuri suntem supuși noi ca și participanți la trafic. Așa arată o remorcă cu supratonaj în care cedează și ele la un moment, dacă ori face o explozie, ori în cazul de față s-a rupt o rocoanță, dacă vă uitați, o vedeți rocoanța cum este, da? Două de fapt s-au rupt, da? Una înclinată și una este ruptă. Deci nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva, uite, uite cum murim cu zile, da? Pentru ca să facă oamenii ăștia bani. Nu mai vorbim de faptul că faptul că ei duc în ritmul ăsta alert ne vor lăsa fără păduri în câți, nu știu dacă ne mai apucă 10 ani. O să fim ca în Sahara, da? Iarăși, da? La Suceava. Uitați-vă aici, da? Remorcă răsturnată, ultimul hal, da? Uitați aici, da? Cu articol cu tot. Uite, două persoane au fost rănite după ce un camion plin cu bușteni s-a răsturnat miercuri în jurul orei 11:30 într-o stație de autobuz de pe strada Moldovei din municipiul Pașcani. Deci, matriculat pe Suceava, s-a răsturnat. În urma accidentului, salvatorii de la ISU și-a angajat, deci angrenăm și alte instituții pentru oamenii ăștia. Da, au scos din bușteni oamenii ăștia care i-au lovit acolo. Deci a fost necesară transportarea lor pe targă către mașini de salvare. Nu se știe cât de grav au fost accidentați. Deci, măi, oameni buni, nu înțelegeți că oamenii ăștia care fac bani cu chestia asta ne pun în pericol viețile noastre. Uite, uite așa arată o remorcă răsturnată. Uite așa arată, da? Uite, și la Digi, da, și peste tot. Am înțeles. Deci mergeți la Badupari, da? Mergeți pe drumul ăsta, mi-a amenazat? Da? Deci dumneavoastră mergeți pe drumul ăsta, mi-a amenazat și ne gândeam dacă se imobilizează mașina sau nu. Când plecați după loc, cardul, băgați în aparat, așa poate să încarci cu datele, după care ați venit în certificatul. Amenda este de 100 de milioane, dar refuz de cântărire. Obiecțiuni, dacă aveți, vă rog frumos. Deci nu aveți, îmi scriu aici, da? La procesul verbal puteți să depuneți contestație în termen de 15 zile la judecătoria Cotârlagene sau la judecătoria Buzău, da?
firma o amendă de 4.000 de lei, aveau obligația să plătescați cardul la 28 de zile sau un termen legal de 28 de zile când doriți. La 5 zile, 3 zile, doriți o copie a procedurilor să o plătesc la firma. Deci a dat 140 de milioane cu tot. 100 milioane lui și 40 de milioane la firmă. Asta e toată afacerea pe ziua de astăzi cu domnul. Da, cu domnul ne mai întâlnim. Asta a fost numai astăzi. El are acces... V-am spus, este prioritar. Are accesul liber la activistul ICOMO și la activistul Buzoian. El este primul pe listă. Îl mai imobilizați să mai luați numere să astea, nu? De ce nu-l mai imobilizăm? Da. Ăsta este un drum neamenajat, da. Este un drum de piatră, el se duce acolo. Da? A, se duce în capăt acolo. Da, se duce în capăt acolo, da. Și nu consider că sunt deficiențe atât de mari, nu, după părerea mea. Nu, că știți de ce? Mă uitam, este articolul 117, da, este, spus, corect, da, corect, da, corect, da, corect, și aveți este, posibilitatea, este. Da. Avem posibilitatea, da. Dar având în vedere că acest drum este neamenajat, da, și el se duce acolo, am eu consider că este am deci, ok să-i permitem deplasarea ca să se deci ducă deci a dat la 100 lui și 40 la... 140 de milioane 140. Bun, bine și așa. Da, îi mulțumit omul pe ziua de astăzi, cu el o să mă mai întâlnesc, dacă vă întoarce dumneavoastră, să este firma celui care a intrat lemnul în parbriz, pe DN10. Avem permanent în atenție, noi transportăm, da. Nu știu cum v-am spus, noi am mai purtat niște... Da, 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 foarte lucru, chiar am spus chestia asta, că e foarte bine. O să continuăm. Da, haideți să, dacă mergem în continuare, că mai am... avem timp, toată ziua, mai simt, da? Mă duc eu, mă bine, da, gata, ok, gata. Mulțumim polițistului, mulțumim poliției. Omul a fost pus la punct așa cum se cuvine. Uh, 140 de milioane bani la buget, nu mai avea mult și ajungea la destinație. Nu v-am spus că oamenii vin la 4-5 dimineața, că știe că nu-i mai prinde nimeni și bineînțeles că sunt sigur ei pe ei că nu o să-i oprească nimeni și nu o să-i stârpească nimeni niciodată. Ați văzut? Da? Cazuri și cazuri. Să vă mai arăt dacă mai vreți câteva. Dar nu și are nostru, că astea le găsiți și voi pe internet cu fel și fel de camioane de astea cu remorci, da? Care, ia uitați aici, la Focșan, da? Așa arată camioane cu lemni, da? Cu lemni, ca să se vadă. Așa arată. Deci sunt înspăimântătoare chestiile astea, nu stau să mai caut, să vă mai arăt. Pe ziua de astăzi am liniștit pe domnul, merg în continuare cu poliția să vedem ce mai rezolvăm. V-am pupat, la revedere!